În mod foarte interesant, comisarul european Corina Crețu, ce să vezi, provenit din rândurile socialdemocraților, ne spune: dragă guvern român, veniți odată cu proiectul acelor spitale, că încă nu l-am primit. Și atenție, aceia sunt bani de fapt pe gratis de la Uniunea Europeană, da? Deci noi nu luăm banii de la Uniunea Europeană, ci cheltuim, ci că, de fapt în realitate nu-i cheltuim, că sunt pe 20 de ani și sunt mai degrabă, nu-i credit bugetar, ci e doar așa o ficțiune, dar presupunem că ceea ce ar spune domnul Dragnea ar fi adevărat, da? Cheltuim din banii proprii, când colo am putea să luăm de la Uniunea Europeană. Și se pune întrebarea, de ce? Păi dacă ne uităm la un filmuleț pe internet, că și așa ne-am uitat la unul, și căutăm o firmă hercinic a unui fost secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării, care întâmplător e și preot, dar și patronul unei firme, care întâmplător câștiga contractele pe care se dădeau pe PNDL, ne dăm seama că e mult mai ușor de furat. Da, o spun aici, de furat. Ce din bani aveți? Publici românești. Vă spun ce dovezi am. Filmulețul acela și informațiile publice. Hercinic ia 140 de contracte, printre care o alimentare cu becuri, de fapt, într-o localitate. Păi și ce dovadă că-s bani furați? Dacă costă becul la 2000 becul de euro? Păi așa o fi becul, s-a inventat becul de 2000 de euro. N-ați auzit asta? Nu, eu n-am auzit în nicio țară bec de 2000 de euro, doar în România am auzit de așa ceva. Da. De ne-ai investigat. De 100 de metri ați auzit? Sigur că da. În Tellerman am înțeles că se întâmplă.